nu mai am pe cap direct, nu mai. Bă, Andrei, mă enervezi? 11 Miruna, părere? Nu mai zic nimic. Bă, ăsta și-a băgat hack, bă. Băi, copiile, stai potolit. Acolo stai. Salut tuturor, eu sunt Andrei și merg la un episod de această dată. O să ne jucăm 1 vs 1 alături de Miruna, pentru că s-au strâns peste 5.000 de like-uri la ultimul clip. Astăzi o să facem 1 vs 1 legit cu Miruna, cum a șerut în comentarii la ultimul episod Miruna, pentru că lumea mi-a făcut: ai băgat wall pentru că nu ești în stare să o bați pe Miruna și pentru că n-ai vrut să pierzi în fața unei fete, Miruna. Ai auzit ce a zis chat-ul? Așa că... Asta e adevărul, Andrei. Trebuie să stai acasă să gătești, nu să te bați cu mine. Gătește. Vă și ne-ai spălat, hai să dai drumul, dai drumul. Băi, băiatule. Hai să dăm drumul. Deci dăm drumul, Miruna. O să jucăm până la 10. Vedem dacă cât filmăm și dacă îi poate jucăm și mai mult, rămâne de văzut. Câte like-uri, Miruna, vrei să facem un hack versus hack, m-am gândit, pentru următorul episod, dacă vrei. 3000 de like-uri. Deja stai cu peste 1000. Doamne, deci ok, 3000 de like-uri a cerut Miruna pentru un episod hack versus hack pe CSGO. Hai să dăm drumul la treabă, Miruna. 3, 2, 1 și dăm drumul la treabă, Miruna. USP, tu, Glock și eu USP. Bine. Eu Glock, tu USP, eu USP. Ce tocmai zici acolo, Miruna? E 12 dimineața și abia văd pe aici și Miruna la fel, presupun. Am uitat că nu putem să dăm rush. A, nu, nu putem. Nu poți. Și m-a blocat aici. Mamă, cât de low ești. Adevărat, da, că ești low. Mamă, cum am tras. Am USP, deșteptule. Cu Glock, cu pistoalele, mă rog. Doamne! Mai bine nu mai stau pe loc, că totuși are USP. Adevărat că te miști prea mult. Păi, dar ce ai vrea, Miruna? Stau pe loc? Mi-a dat cap. 78. Mi-a zis, bun, gata. Că deja, hai, că deja mă iau cu de-astea. Păi, hai, că deja mă enervez, că... Ok, Miruna. Top! Eu top până mâncat, băi! Vreau să stabilim cu ce armă jucăm. Ce armă jucăm? Cu ce vrei? Bine. Am jucat cu M4. Ok, M4. Hai, mă mor odată. Adevărat zic, că trăiești prea mult. Adevărat te zic. Holy. Holy moly macaroni. Bă, dar te miști extrem de mult, mai stai pe loc, mâncați aici, bă, eu stau pe loc. Hai că stai, hai că stai pe loc. Eu cu și tu, WAD, și sunt spate. Și cu ce vreau să joc? Păi, tu nu folosești shift-ul. Doamne, cum trag. Pârnaie de player. Așa, am uitat să zic asta pentru cei care nu știți. De la ultimul episod, eu și Miruna avem exact același rank. Miruna are... Diferența între noi este că Miruna, câte win-uri ai tu la competitiv? 600. Mamă, ai făcut 600? Nu știu dacă se poate. 600 și ceva. Mamă, eu am 300, ești nebun, ai dublu, ai reușit să o faci. Și se zicea că mi-am puțin timp decât mine CSGO. Cu un an sau ceva de genul. Da. Eu am luat o pauză de vreo 2 ani sau un an. Păi da, și eu am luat pauză. Tu, cum vezi, n-am metalele 2019. Nu. Cât ai chiulit să faci rost de ea. Cât ai chiulit să faci rost de ea, nu mai știe nimeni. Am zis că de revire mă pun în fund și plâng și nu mai vin. Dar am venit până la urmă că... Nu mai e problemă. Hai cu Deagle, n-ai tu pe eu. Bine. Bine, mi-e frică cu Deagle, da. Păi da, logic. Joc cu ce știu. Haide. Cu Deagle-ul să fie, cu Deagle-ul. Adevărat că nu știu să joc cu Deagle-ul, dar... Nu e problemă, că eu știu bine de tot dacă e. Lasă-mă, că mi-ai mai dat capete de ale care mă enervai. Adevărat că te apropii de mine, bă! 2 metri distanță, nu știi aia? Corona time. Na! A intrat capul. Nu, că te-ai dat 80, nu! Bine, hai că joc și eu cu M4. Bă... Nu-i corect. Andrei, nici nașpa. Nu știu. Nașpa gen? Ce zici, mai Runa? Bă, da, încarci cam mult. 66. Așa. 66.
parcă un glonț mai trebuie să-mi dai. Păcat, păcat, eu te-am scos. Haide. Dai, uite cum dai. Vezi, și tu ai făcut așa în plină de aia, așa că taci. Cât ai, ți-am dat, că ți-am dat puțin oricum. Ceva mi-ai dat. Ți-am dat așa cum puțin. Părere? Ai activat volul? Nu comentez. Tu nu joci corect, frate. Aolo, de o sar ca pe Fortnite, Miruna. Doamne, ce a fost asta? Vina ta. Bă, deci joci Fortnite. Joc singur, ești nebun, ce pana mea. Ei, și mamă, apăs prea mult cât râli și mă enervez. Fortnite play. Bă, dar eu mă bag ca prostul și tu stai cover. Păi logic, dar ce vrei să fac? Te-am dat un cap așa de control puțin. Ia Miruna, avantaj și nu e bine, deloc. Guys. A, îți dai seama. Nu e bine deloc. Gen. Nu e bine deloc, Miruna. Lasă-mă că am puțin nervi și nu vreau să-i arăt. Nu vreau să-i arăt pe clip, că nu-i mișto. A, uite ce faci, Andrei, să mor. Știu unde ești? Și eu stau. De fapt, doar după cutie. Adevărat. De ce dacă eu pușez? Tu stai după doar după cutie. Dacă te-ai uitat la pe clip să vezi unde sunt acum. Bă, ți-am dat cap nou, bă, joc cu M4, ți-am dat un cap 91, bă, ce pernaie. Nu, joc cu M4-1, că M4-1 nu dă atât de mult damage, joc cu M4-4, îți dă mai mult damage, adevărat îți zic. Dar eu joc cu M4-1, că așa joc eu cu ea. Na, nu știu, deci nu știu încă ce să aleg dintre M4-4 și M4-1. Spuneți în comentarii, voi cu ce jucați, M4-4 sau M4-1? Spuneți-mi în comentarii că trebuie să aleg până la urmă o armă, M4-4 sau M4-1, nu știu cu care, încă. Cu care jucați voi, spuneți-mi în comentarii. Bă, deci am o prostie să fac spray-ul cu M4-1. Și cu M4-1 trebuie să dai câte puțin gloanțe. Eu m-am băgat prost rău de tot. Măi, ce ăsta, Miruna, vreau să zic. A, ei, treaba ta. Ce vrei să-ți fac? Stai că să dăm și o rundă de ave pe Miruna. Așa de control. Că nu e mișto. Bă, dar nu mai am pe cap direct, nu mai. Bă, Andrei, mă enervezi? Adevărat zic. Dar ce vrei să fac? Mă, trebuie șoc și eu. Trebuie. Trebuie să mă arăt ca să mă moare, știi? Păi da, eu mă arăt cu tot sufletul. Hai că cu tot sufletul dacă e. Hai că cu tot sufletul dacă e. Minune, uite-o cum stă acolo. Păi dar mă arăt măcar, tu... Mam... Mama, m-am auzit capul ăla. Și l-am și simțit pe ăla, așa frumos a intrat, știi cum? A intrat frumos rău de tot. Bă, Miruna! Bă, mă, era mișto! Aolo, mă, Miruna, gata! Eu uite-o, bă, eu credeam că fără AVP-uri faci, stabilim o rundă de AVP-uri frumos, de control. Și tu ce faci? Aolo. Eu amândoi suntem doi proști. N-am jucat deloc cu AVP-ul, deloc azi. Nu mai jucat cu AVP-ul. Nu mai jucat cu AVP-ul. Cum are că brrrr, cum are. Nu mai jucat cu AVP-ul, nu mai jucat cu AVP-ul. Nu mai jucat cu adevărat zic, adevărat zic. Adevărat îmi zici. Adevărat îmi zici. Oh my god, e 10 o Miruna. Dacă joci cu AVP-ul. Hai să mai jucăm, Miruna, hai să mai jucăm. Dar joci cu AVP-ul. Zic cu ce jucăm, acum jucăm rând de la Caterinca. Nu joci cu AVP-ul. Bine, păi dar tu ai ales prima AVP-ul, tu ai început. Tu ai început, mai rând, ce să-ți fac. Atunci era nevoie neapărat de AVP. Ieși mă odată, ce stai acolo? Uite, eu joc cu SP și tu ce faci? Oh my god. Hai, zic tine. A, cu SP-ul, bine. Ți-am dat cap, Glock mă. No, ești nouă, băi! Cea, nu merge, nu merge. 11, bă, ce-i asta, bă, Miruna, bă? 11, Miruna, părere? Nu mai zic nimic. Ia zi, Miruna, cu ce vrei să jucăm? Hai să jucăm cu ce vrei. Zic cu ce vrei să jucăm aceeași armă. Mai jucăm AVP Deagle. Hai să mai jucăm o rundă de Deagle. Da, hai, ieși odată. O, tu te crezi din aur acolo, e nebunit. Da, da, da.
Mamă, urăsc Deagle-ul, bă, deci urăsc Deagle-ul. Urăsc Deagle-ul că nu știi să joc Deagle. Nu e problemă, Miruna. Nu e problemă. Data viitoare, deci dacă facem 3000 de like, vă rog eu mult, dați acolo pe butonul de like, pentru că chiar vreau să fac Hack vs. Se cu Miruna, să jucăm cu el. Fiecare cu el, să vedem care joacă mai bine dacă avem o să fie ceva de genul, ne așteptăm fiecare după perete. O să fie interesant. Famas, bă! Păi, de unde să fac rost de Famas? Sus, băiatul meu, dar am 48 la viața acum, na. Te-mi dau scuipătură, că da, dacă tu ești de scuipătură. Hai, du-te, după Famas, hai. După Famas. Totuși, tu acum lovești un skin de 6,99€. Gata, adică... Miruna, cred că trebuie să mă calmez, că eu am dus skin de cât de aproape 5€ sau 5€. Adevărat. Ieși-mă odată! Da. Mamă, de ce aveai prea mult sânge în spate? Mamă, ți-am lăsat 10 la viață. Mai lăsat 10 la viață, Miruna. Cred că am întrebat cu acest clip, Miruna. Oficial e 14-10, Miruna. Părere? Ai avut noroc. Am avut noroc. Vedem și dacă data viitoare o să avem tot la fel noroc. La Hack vs. Sec, dați acolo pe butonul de like. Să rupeți butonul ăla de like, un subscribe dacă sunteți noi și să apăsați pe clopoțel ca să fiți pe fază când postăm următorul clip. Eu am fost Andrei și ne auzim data viitoare. Ciao.